Se spune că nu există muncă mai creativă decât cea de mamă. Trebuie să fie bucătăreasă, profesoară, psiholog, asistentă medicală. Această mamă a dovedit-o găsind rezolvare la o problemă a unuia dintre copiii ei, care nu putea dormi. Conform Click pentru Femei, o femeie din Marea Britanie, în vârstă de 55 de ani, care lucra ca inginer, a renunțat la serviciu pentru a se ocupa mai mult de copiii ei. O problemă pe care o avea cu o fetiță a determinat-o să inventeze un produs. S-a dovedit a fi o modalitate de a câștiga o mulțime de bani fără a-și neglija familia. Femeia lucrase ca inginer și conducea o campanie de formare, dar și-a lăsat slujba pentru a-și întemeia o familie. A avut 3 copii și nu s-a gândit niciodată că dăruirea ei maternă ar putea să o îmbogățească. Totul a început cu o problemă de familie. Fiica mea mijlocie s-a născut în 2001, când eu aveam 34 de ani. În copilărie a avut probleme cu somnul în timpul zilei, iar o prietenă mi-a sugerat să folosesc o jaluzea bună, a explicat mama. Într-un interviu pentru publicația The Mirror, a dezvăluit că a folosit saci de gunoi negri pentru a acoperi ferestrele. Așa a reușit să blocheze complet intrarea luminii, iar asta i-a dat o idee. A decis să încorporeze plastic de culoare închisă în țesătura perdelelor. În acest mod, a creat jaluzele care făceau un întuneric total în cameră, chiar și în plină zi. Pe măsură ce prietenii au început să comande jaluzele pentru dormitoarele copiilor, femeia s-a gândit să extindă producția. Mă întrebam că această idee ar putea deveni o afacere. Am început cu niște reclame în reviste pentru părinți, apoi am pus la punct un site web, apoi afacerea a pornit, a explicat ea. Ceea ce a început cu o mică afacere de familie a devenit un loc de muncă profitabil. Mai mult, i-a adus chiar și $1.000.000 pe an. A investit într-o imprimantă și în țesături fără a-și neglija familia. Lucra atunci când copiii erau la școală, relatează Click pentru Femei.ro.